Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prințul Charles a găsit cel mai ecologic combustibil posibil. El se laudă că mașina lui merge cu vin și brânză. Ca noi. Da. Și noi avem nevoie de combustibilul ăsta. Nu e orice mașină, are o mașină și zice că mașina lui merge cu vin și brânză. Un Aston Martin. Un Aston Martin de peste 50 de ani, că, mă rog, familia regală britanică are obiceiul să păstreze lucruri. Are și o caleașcă, am văzut eu la televizor. A dat un interviu la BBC în care a vorbit despre schimbările climatice și, mă rog, realizatorul l-a întrebat la un moment dat. Zice, da, da, știu că ești pasionat de mașini și îți place să mergi. Da, a zis prințul Charles, dar eu am grijă de mediu pentru că și-am modificat mașina să funcționeze, citez, cu vin alb englezesc și cu zerul care rămâne după ce face brânză. Deci, uite, acum mi-am dat seama de ce e el interesat și tot vine în Transilvania la Viscri. Sibieni. Frate, da. Are o sursă, vine după benzină, mă, tăticule. Practic ia zer. Combustibil. Și mai aveți ceva zer. Do you still have some zer? Păi ar trebui, ar trebui să vină zilele astea, că s-a făcut mustul. Exact, mustul, știu ce. Mașina merge cu combustibil, cu bioetanol, de fapt, sau cu un combustibil numit E85, care e făcut din bioetanol. În proporție de 85%, benzină fără plumb în proporție de 15%, bioetanolul, care se fabrică de obicei din trestie de zahăr, grâu, porumb, altele asemenea, dar poate fi obținut din diverse amestecuri, inclusiv din vinci, din alcool extras din zerul fermentat. Asta e. Vinul poate fi un combustibil foarte bun, după cum știm mulți dintre noi. De altfel, când era în armată, că veni vorba de lucruri mai vechi, sătenii de lângă noi făceau un soi de vin, nu știu prea clar din ce-l făceau. Avea și gust. În ce găseau. Da, de rumeguș un pic. Noi îi spuneam motorină atunci. Deci, motorină, vin, na. E pe acolo, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.